Un dispecer ISU este eroul unei familii din Cluj după ce a salvat un bebeluș de numai 3 luni. Nou-născutul s-a înnecat cu picături de colici, administrate după ce a băut lapte, iar părinții au sunat disperați la 112. Bărbatul a reușit să explice pas cu pas la telefon manevrele care au salvat viața copilului. Întreaga poveste a fost împărtășită apoi pe pagina de Facebook a Inspectoratului pentru Situații de Urgență și a strâns deja peste 700 de like-uri. Reporterul Observator Alex Prunan vine însă cu toate informațiile. Bună ziua tuturor! Totul a început cu un apel disperat la 112 prin care mătușa unui băiețel de 3 luni a anunțat că nepotul ei nu mai respiră. Alături de ea era și tatăl, care și-a dat seama că cel mic s-a înnecat cu lapte sau cu picături pentru colici, pentru că tocmai îi fusese administrate. Din disperat, la apel a răspuns Florin, tată și el care a auzit cele povestite de familie și și-a dat seama imediat că cel mic are nevoie urgentă de ajutor. A trimis o ambulanță, dar fiind într-o zonă rurală, dura minute bune până când echipajul ar fi ajuns la adresă. Pentru că în cazurile de înec cu alimente, fiecare secundă contează, dispecerul i-a explicat tatălui toate manevrele de prim ajutor prin telefon care trebuie făcute pentru a-și ajuta fiul. Nu a avut efect din prima, dar în cele din urmă copilul a început să plângă, semn că a început din nou să respire. Între timp, în locuința familiei respective din Triteni a ajuns și ambulanța care l-a preluat pe cel mic și l-a transportat la spital. Din fericire, acesta este bine și este în afara oricărui pericol. Cei de la ISU spun că nu este pentru prima dată când dispecerul explică manevrele de prim ajutor prin telefon, de-a lungul anilor reușind să salveze în acest mod și alte vieți. Afli oriunde ai fi, în timp real, Observator. Noi ne vedem la ora 19 live pe Antena 1 și Antena Play.